Găzduit pentru prima dată în ultimii 30 de ani în Statele Unite ale Americii, campionatul mondial de atletism în sală a reunit la start peste 600 de sportivi din 154 de țări. România a fost reprezentată la această competiție de 12 atleți. Andrei Gag a devenit vicecampion mondial cu o aruncare de 20 de metri și 89 de centimetri. Aurul i-a revenit neozeelandezului Thomas Walsh cu 21,78 metri. Medalia de bronz a intrat în posesia croatului Filip Mihalevi cu 20,87 metri. Mă bucur, a fost o zi foarte bună pentru mine. Am reușit să dau din prima aruncare. Sunt foarte mândru, deci am reușit. Nu mă așteptam ca să iau medale cu această aruncare. Speram și eu să dau peste 21, dar e bine totuși că am venit pe podium. Sunt foarte fericit. Andrei Gag are dublă legitimare la CSU Suceava și CSM Arad. Atletul în vârstă de 24 de ani și-a asigurat deja participarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, realizând baremul de participare încă din 2015.